Mă bucur să salut Festivalul de Film Istoric de la Râșnov și, dacă îmi permite, și din perspectiva unui împătimit de ideea de festival care a creat Festivalul Internațional Eco Emo for Film, primul festival din lume care se petrece într-un sat la drapul la Poalele Munților Căpățânii. Știu ce înseamnă să faci un festival, știu cât de greu este și mi se pare cu atât mai demn de a fi salutat un festival care e consacrat filmului istoric, o plajă atât de mare, pe care înțeleg că autorii acestui, creatorii acestui festival o exploatează inspirat, și mă bucur să-i salut și mă bucur să fiu alături de ei, și cred că publicul găsește și anul acesta, mi se pare că e a treia ediție, în programul festivalului o sursă de cunoaștere și de bucurie estetică importantă, și mă bucur că acest festival există și că există la Râșnov, unde e un spațiu de istorie, în primul rând, și de medievalism, și mai mult decât de medievalism, de istorie veche a țării românești, care oferă un halou fericit unui asemenea festival de film istoric. V-aș fi bucuros dacă și în alte zone importante din țară ar apărea asemenea aplecări asupra culturii cinematografice, culturii teatrale. Cred că dacă vom ști să sprijinim cu dragoste un festival cum este acesta de la Râșnov, el va însemna ceva pentru spiritualitatea românească de azi, care are nevoie de cultură, cum rar a avut în ultimii 30-40 de ani.